Și înapoi, noi nu vom da.
La miezul nopții va veni Iisus cu bazdomul și vai de cel ce va găsi pierdut cu suflet gol. O lume asta de nevoi cu crezând că ziua de apoi a întârziat pe drum, fiecare în lucrul lui să-și pună al vieții gând, ca să deci suflete, fi gata, treaz o clipă, nu dormi, căci trece mirele chiar azi și darul-ți vei primi. Venirea lui la tu m-a păstorul bun, pe brațele lui m-a pus și din adânc de unde zăceam la lumină m-a dus. Aleluia, aleluia, răsună
Fiți bineveniți în scumpul nume al Domnului Iisus. Lăudat și slăvit să fie numele Domnului pentru această zi pe care suntem încredințați că Dumnezeu a făcut-o pentru noi. Și cum spune în psalm, să ne bucurăm și să ne veselim în această zi. Este o ocazie minunată, deosebită, pe care Domnul ne-a rânduit-o, să putem să fim adunați în numele Său cel Sfânt. Și să putem să auzim adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, rostit, predicat de fratele Frank, căruia îi spunem un bun venit. Dumnezeu l-a adus din nou în România. România, așa cum afirma fratele nostru iubit, este o țară în care Dumnezeu a lucrat și lucrează într-un mod special, într-un mod deosebit, multe suflete, multe inimi au fost conduse și sunt conduse la Domnul. Este o foamete și o sete reală după auzirea cuvintelor lui Dumnezeu, motiv pentru care ne aflăm aici și rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne dărească cuvântul potrivit, cuvântul pe care și după care inimile noastre este însetat și înfometate. De aceea, în urma citirii câtorva cuvinte din Isaia, din capitolul 55, o să încredințăm această lucrare, această întâlnire în mâna Domnului. Vrem să, înainte de asta, să îi salutăm pe frații noștri care au venit de departe și de aproape. Îi salutăm pe frații care au venit din Germania. Domnul să-i binecuvânteze într-un mod deosebit. Avem și pe fratele Feri din Ungaria, din Budapesta. Avem frați și surori de pe cuprinsul întregii țări, avem invitați, avem prieteni, avem cunoștințe, avem pe toți cei care astăzi au făcut o alegere deosebită de care își vor aminti cu siguranță pentru timp și pentru veșnicie. Domnul să vă binecuvânteze, fie ca inimile noastre să fie deschise astăzi, pentru cuvântul care ne va fi dăruit din ceruri și Domnul să dărească fiecare lucru pentru care ne aflăm aici. Salvare, iertare, mântuire, eliberare, vindecare, de fapt tot ceea ce Dumnezeu a făgăduit și dorește să ne ofere cu această ocazie minunată pe care Domnul a pregătit-o pentru noi. Laudă și cinste Domnului nostru, la citirea cuvântului Dumnezeu, v-aș ruga să ne ridicăm în picioare și vom rămâne așa până când ne vom apleca capetele înaintea Domnului nostru. Isaia, capitolul 55, de la versetul 1. Voi, toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani, veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte fără bani, fără plată. De asemenea, de la versetul 3, luați aminte și veniți la mine, ascultați și sufletul vostru va trăi, căci eu voi încheia cu voi un legământ veșnic, ca să întăresc îndurările mele față de David. De asemenea, de la versetul 6, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-l câtă vreme este aproape, să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul, care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu obosește iertând, căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. O, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Căci după cum ploaia și zăpada se pogoară din cerul și nu se mai întoarce înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să odrăzlească pentru ca să dea sămânța semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa. Versetul 11, și cuvântul meu care iese din gura mea nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Amin. Tatăl nostru, Domnul nostru și Dumnezeu nostru, îți mulțumim din adâncul inimilor noastre,
pentru că Tu ai rânduit această zi ca cei însetați și înfometați, ca cei care au pe inima lor să primească din mâna Ta îndurarea, ajutorul, mila Ta. Te rugăm o astăzi, aici, în locul acesta, revarsă Tu harul Tău, binecuvântările Tale, dăruiește Tu cuvântul Tău bogat și fie ca, așa cum am citit, cuvântul să nu se întoarcă fără rod, ci să împlinească scopul pentru care Tu l-ai dăruit. Astăzi dăruiește mântuire, salvare, eliberare, vindecare pentru toți cei care au suferință în trupul lor. Astăzi Tu, Cel în a cărui prezență noi credem, Tu ești aici, o Doamne, invocăm prezența Ta într-un mod deosebit, chemăm numele Tău ce sfânt, pentru că în acest nume ne-am adunat. Te rugăm, Doamne, numele Domnului Iisus Hristos, astăzi vorbește celor adunați, la fel cum ai făcut-o și în vechime, treci Tu de la inimă la inimă, fii Tu Cel, Doamne, care să intervii, Doamne, acolo unde este nevoie de sprijin, unde este nevoie de intervenția Ta binecuvântată. Te rugăm, dăruiește Tu bogata Ta binecuvântare. Binecuvântează-L pe fratele Frank, dăruiește, Doamne, prin el cuvântul de care avem o nevoie atât de mare. Îți mulțumim pentru însărcinarea pe care Tu i-ai dat-o. Îți mulțumim, Doamne, că noi nu auzim astăzi o predică, ci auzim cuvântul care vine din gura Ta, din partea Ta, Doamne. Așa că noi nu suntem aici să ascultăm un om, ci venim aici să ascultăm cuvântul Tău, venim să Te ascultăm pe Tine și venim să primim din mâna Ta binecuvântarea Ta. Încredințăm totul mâna Ta, Tatăl nostru, Domnul nostru și Dumnezeul nostru, în sfântul nume a Domnului Iisus Hristos. Haleluia! Amen! There are many requests for prayer. Okay, you can... I greet you all in the precious name of Jesus Christ, our Lord. Vă salut pe toți în numele lui Iisus Hristos, Domnul nostru. We are a little late, but we're still in time. Am întârziat puțin, dar totuși am ajuns la timp. There is one scripture which speaks about too late. Există un text în Scriptură în care se vorbește despre prea târziu. That's Matthew 25. Este în Matei 25. When the wise virgins went to the marriage, când fecioarele înțelepte au intrat în odaia de nuntă, the door was closed. Apoi ușa s-a închis. And then came the foolish virgins. Și apoi au venit fecioarele nesocotite. But it was too late. Dar ele au venit prea târziu. The door was closed. Ușa era închisă. They were knocking at the door. Ele au bătut la ușe. But it was too late. Dar era prea târziu. So beloved, recognize the day God gave unto us. Dragilor, recunoașteți ziua pe care Dumnezeu a făcut-o pentru noi. As we read with you together in Isaiah 55. Așa cum am citit împreună din Isaia 55. God said, "My ways are not your ways." Dumnezeu spune, căile mele nu sunt căile voastre. But when He sent John the Baptist. Dar când el l-a trimis pe Ioan Botezătorul, He first made the promise. Mai întâi el a dat o făgăduință. I will send my messenger before my face. Voi trimite pe solul meu înaintea feței mele. To prepare my ways before me. Ca să pregătească căile mele înaintea mea. All the priests had their own ways. Toți preoții aveau căile lor. But the man sent from God. Dar bărbatul trimis de Dumnezeu. Had the word of God for that moment. Avea cuvântul lui Dumnezeu pentru acea zi, pentru acel moment. And he could prepare the way of the Lord. Și el a putut pregăti calea Domnului. And he made the ways of the Lord straight. Și el a îndreptat drumul, calea Domnului. Like it says in Malachi 3 verse 1. Așa cum scrie în Maleahi 3 cu 1. Also in Isaiah chapter 40 verse 3. Și în Isaia 40 versetul 3. Beloved, to me the word of God is so precious. Iubiților, pentru mine cuvântul lui Dumnezeu e atât de scump. We do have the full orientation in the word of God. Noi avem o deplină orientare în cuvântul lui Dumnezeu.
And so before we go into sharing the word of God, înainte să intrăm în împărtășirea cuvântului lui Dumnezeu, I must say I count it a great privilege to be here today. Vreau să vă spun că socotesc ca un mare privilegiu să pot fi astăzi aici. There's no other country I come with such a deep joy. Nu există nicio altă țară în care să vin cu așa o mare bucurie. I don't have a happy nature. Eu nu am o natură bucuroasă. Because I take things very seriously. Pentru că iau lucrurile foarte în serios. And even with the word of God, I must take it seriously. Și în ceea ce privește cuvântul lui Dumnezeu, eu trebuie să iau lucrurile foarte serios. And if you read about our Lord, și dacă citim despre Domnul nostru, how many knows the shortest verse in the Bible? Câți cunosc cel mai scurt verset din Biblie? John chapter 11. Ioan 11. I think it's verse 35. Eu cred că este versetul 35. Just two words. Doar două cuvinte. Jesus wept. Iisus plângea. Jesus wept. Iisus plângea. Beloved, if we look at the situation today, iubiților, dacă privim situația din acest timp, we can weep. Putem într-adevăr să plângem. Because so many religious programs, pentru că sunt atât de multe programe religioase, so many different denominations, atât de multe denominațiuni diferite, so many charismatic personalities, atât de multe personalități carismatice, 570 million Pentecostal charismatics, 570 de milioane de penticostali carismatici. But where is God? Dar unde este Dumnezeu? God is in his word. Dumnezeu este în cuvântul lui. And God does all things according to his word. Și Dumnezeu face toate lucrurile conform cuvântului său. But I must not forget to give the special greeting. Nu vreau să uit să vă transmit salutări deosebite. From our dear brother Matthias Henry. De la fratele Matei, cum știm noi. And also from brother Auna. La fel de la fratele Peter Auner, de la fratele Ziegler, de la fratele Schmidt, cu toții vă salută în numele Domnului. Vrem să mergem direct la Scriptură. Noi trăim în cel mai important moment pentru Biserica Nou Testamentară. Și adevărata credință este ancorată în făgăduințele lui Dumnezeu. If you do not have a promise, dacă nu ai o făgăduință, you have religious imagination. Ai doar fantezii religioase. You must have a promise first. Mai întâi trebuie să ai o făgăduință. And when the Lord spoke to Abraham, și când Dumnezeu i-a vorbit lui Avram, he gave him a promise. I-a dat o făgăduință. He said, "In a year from now, I come back." El a spus, peste un an mă voi întoarce. And your wife will have a son. Și soția ta va avea un fiu. Genesis chapter 18. Geneza 18. Abraham was an old man. Avram era un om în vârstă. He was 100 years. Avea 100 de ani. I'm only 80. Eu am doar 80. So I feel with him. Eu simt împreună cu el. And Sarah was 90. Iar Sara avea 90 de ani. But he did not look upon his dead body. Dar Avram nu s-a uitat la trupul lui aproape mort. He looked upon him who gave the promise. El s-a uitat la cel care a dat făgăduința. His faith was anchored into the promises of God. Credința lui era ancorată în făgăduința lui Dumnezeu. And we can be sure that God keeps every promise. Și noi putem fi siguri că Dumnezeu își va ține fiecare făgăduință. That's why the Apostle Paul has written. De aceea apostolul Pavel a scris. In 2 Corinthians chapter 1. În 2 Corinteni 1. From verse 20. De la versetul 20. That all the promises of God. Toate făgăduințele lui Dumnezeu. Are yea and amen. Sunt da și amin. Through Christ by us. Prin Iisus Hristos pentru noi. What are the main promises? Care sunt făgăduințele principale? Our Lord said, I will be with you all the days. Domnul nostru a spus, iată că voi fi cu voi în toate zilele. Right to the end of time. Până la sfârșitul timpului. He gave the promise. El a dat făgăduința. Where two or three are gathered in my name. Unde doi sau trei sunt adunați pentru numele meu. I will be in their midst. Eu voi fi în mijlocul lor. He gave even the promise. El a dat chiar făgăduința.
The works that I do shall you do also. Lucrările pe care le fac eu le veți face și voi. There are so many promises in the word of God. Sunt așa de multe făgăduințe în cuvântul lui Dumnezeu. The main promise for this day is. Făgăduința principală pentru acest timp este about the return of Christ. Se referă la revenirea lui Hristos. In John chapter 14, our Lord made the promise. În Ioan 14, Domnul nostru a dat făgăduința. I go to prepare the place. Mă duc să vă pregătesc un loc. And then I will return. Și apoi mă voi întoarce. And I will take you to be where I am. Ca să vă iau cu mine, ca să fiți acolo unde sunt și eu. That is a promise. Aceasta este o făgăduință. But before that promise can be fulfilled. Dar mai înainte ca să se poată împlini această făgăduință, there must be another promise fulfilled. Trebuie să se împlinească o altă făgăduință. Our Lord said, I send you the prophet Elijah. Domnul nostru a zis, iată vă trimit pe prorocul Ilie. Before the great and dreadful day of the Lord comes. Înainte să vină ziua Domnului cea mare și înfricoșată. This is in the last three verses in the Old Testament. Aceasta se găsește în ultimele trei versete din Vechiul Testament. I send you Elijah the prophet. Iată vă trimit pe prorocul Ilie. Before the great and dreadful day of the Lord comes. Înainte să vină ziua Domnului cea mare și înfricoșată. We are still in the day of salvation. Noi suntem încă în ziua mântuirii. We're still in the time of grace. Suntem încă în timpul de har. But at the return of Christ, this day of salvation will finish. Dar la revenirea lui Iisus Hristos, această zi a mântuirii se încheie. At the return of Christ, the time of grace will finish. La revenirea lui Iisus Hristos, acest timp de har se încheie. And whoever comes too late will come too late forever. Iar cine vine prea târziu va veni prea târziu pentru veșnicie. So it is important to recognize the promised word for this day. De aceea este important să înțelegem, să avem descoperirea cuvântului făgăduit pentru această zi. In Luke chapter 19. În Luca 19. Our Lord went to the mountain of Olives. Domnul nostru a urcat pe muntele măslinilor. And he looked over Jerusalem. Și a privit peste Ierusalim. And he wept bitterly. Și a plâns cu amar. He said, oh, Jerusalem, Jerusalem. Și a spus, o, Ierusalime, Ierusalime. How many times did I wish to call you together like an hen? De câte ori am vrut să vă strâng cum își strânge cloșca puii. But you did not want. Dar tu nu ai vrut. He wept. El a plâns. And you know the statement he made? Și știți ce a spus el? You read from verse 40 to 44. Citim de la 40 la 44. Because you did not recognize the day of your visitation. Pentru că nu ai cunoscut vremea cercetării tale. They had religion. Ei aveau doar religie. They were keeping the Sabbath. Ei țineau sabatul. They were singing the psalms. Cântau psalmii. But it was a tradition. Dar era doar o tradiție. God is not in a tradition. Dumnezeu nu se găsește în nicio tradiție. He is in his word. El este doar în cuvântul lui. And only if we believe his word. Și doar dacă noi credem cuvântul lui. And have part in the fulfillment of his word. Și vom avea parte de împlinirea cuvântului lui. At the first coming of Christ. La prima venire a lui Hristos. It was John the Baptist, a man sent from God. A fost Ioan Botezătorul, un bărbat trimis de Dumnezeu. With the message of God. Cu mesajul lui Dumnezeu. To the people of God. La poporul lui Dumnezeu. To prepare the way of the Lord. Ca să pregătească calea Domnului. To make the people ready to receive the Lord. Să pregătească un orod care să-l primească pe Domnul. This is what is being done right now. Același lucru se face acum. The true message of the hour. Adevăratul mesaj al acestui ceas. Is the promised word for today. Este cuvântul făgăduit pentru această zi. And only if we preach that promised word of God. Și numai predicând acest cuvânt făgăduit al lui Dumnezeu. And only if you believe it. Și numai dacă tu îl crezi. You are connected with God. Atunci ești în legătură cu Dumnezeu. Not with the preacher. Nu cu predicatorul. But with God. Ci cu Dumnezeu. Too many are connected to a preacher. Prea mulți oameni sunt în legătură cu predicatorul. To a charismatic personality. Cu o personalitate carismatică. A preacher must connect you with God. Un predicator trebuie să vă pună în legătură cu Dumnezeu. If we cannot connect you with God through the preaching. Dacă noi nu vă punem în legătură cu Dumnezeu prin predicare. Then there's something wrong somewhere. Atunci undeva ceva e greșit. So you understand, we don't speak about Paul.
Deci înțelegeți, noi nu vorbim despre Pavel. We mention the Apostle Paul. Menționăm pe Apostolul Pavel. We mention John the Baptist. Îl amintim pe Ioan Botezătorul. We mention the Apostle Paul, yes. Îl amintim pe Pavel, pe fratele Branham. We also mention Brother Branham. Îl menționăm de asemenea pe fratele Branham. And before we go into details, și înainte să intrăm în amănunte, I want you to know this. Vreau să știți următorul lucru. That there was a special calling and commission in our time. Că în timpul nostru a avut loc o chemare și o trimitere deosebită. If I would only know what God has done 2000 years ago. Dacă aș ști doar ceea ce a făcut Dumnezeu acum 2000 de ani. Or 500 years ago. Sau acum 500 de ani. In the time of Reformation. În timpul reformei. If I would not know what God is doing today. Și nu aș ști ce face Dumnezeu astăzi. Why should I be here? Atunci de ce aș mai veni aici? Why? De ce? If I don't have the word for today. Dacă nu am cuvântul pentru astăzi. Why should I be here? De ce aș mai fi aici? God is not the God of history. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al istoriei. Our Lord is not the I was. Domnul nostru nu este eu am fost. He is the I am. El este eu sunt. The I am. Eu sunt. We live now. Noi trăim acum. And we must know what God promised for this day. Și noi trebuie să știm ce a făgăduit Dumnezeu pentru azi. And we must have heart in that what he is doing. Și să avem parte de ceea ce face el azi. Why did the Lord make the promise? De ce a dat Domnul făgăduința? I will send you Elijah. Vă voi trimite pe Ilie. Why Elijah? De ce Ilie? There were many prophets. Au fost mulți proroci. Isaiah a great. Marele proroc Isaia. Isaiah was the greatest prophet. Isaia a fost cel mai mare proroc. In all the 66 chapters. În toate cele 66 de capitole. He wrote the whole history from beginning to end. El a pus toată istoria pe care o găsim în Biblie de la început până la sfârșit. Even about the new heaven and the new earth. Până la cerul și pământul cel nou. About the whole plan of salvation. Întregul plan de mântuire. Jeremiah was a special prophet. Ieremia a fost un proroc deosebit. Ezekiel was a special prophet. Ezekiel a fost un proroc deosebit. Why did the Lord say, I send you Elijah? De ce a spus Domnul vă trimit pe Ilie? What did Elijah do? Ce a făcut Ilie? He gathered the people of God together. El a adunat poporul lui Dumnezeu. And if you read in 1 Kings, și dacă citiți în Împărați, 1 Împărați, starting with chapter 12, începând cu versetul 2, capitolul 12, were going in their own directions. Toți mergeau pe căile lor. Some were going into the mountains of Ephraim. Unii mergeau pe muntele lui Efraim. They were building their own altars. Își construiau propriile altare. They did not go back to Jerusalem. Ei nu se întorceau la Ierusalim. They worshiped in the mountains. Ei se închinau pe munți. Some were following the Asherah priests. Unii mergeau după prorocii Astarteiei. Some were following the Baal priests. Unii mergeau după preoții lui Baal. There was such a confusion among the people of God. Era așa o mare confuzie în mijlocul poporului lui Dumnezeu. At the time of confusion. Și era un timp de confuzie. The Lord sent the prophet Elijah. Și în acel timp de confuzie Dumnezeu l-a trimis pe Ilie. And what did he do? Ce a făcut Ilie? He took the 12 stones. A luat 12 pietre. According to the 12 tribes. După cele 12 seminții. He rebuilt the altar of the Lord. A reconstruit altarul Domnului. He put the sacrifice on the altar. A pus jertfa pe altar. He poured water on the sacrifice. A turnat apă pe jertfă. And then he prayed. Și apoi s-a rugat. Lord God, let it be known today. Doamne Dumnezeule, fă să se știe astăzi. That you are the only God in Israel. Că tu ești singurul Dumnezeu în Israel. And I'm your servant. Și că eu sunt slujitorul tău. And that I have done all this according to your word. Și am făcut toate aceste lucruri conform cuvântului tău. According to your word. Conform cuvântului tău. What I've done, I've done according to the commission. Ce am făcut, am făcut în conformitate cu trimiterea ta. And that was the moment. Și acela a fost momentul. The fire fell. Când a căzut focul. And God gave the answer. Și Dumnezeu a răspuns. And if you read verse 37. Și dacă citim versetul 37. In 1 Kings 18. În 1 Împărați 18. The Holy Scripture says. Sfânta Scriptură spune. The Lord turned the hearts back to himself. Domnul a întors inima poporului la el, la Domnul. Not the heads. Nu capetele. The hearts. Inimile. He will turn the hearts back to God. El va întoarce inimile înapoi la Dumnezeu. God does not speak to our heads. Dumnezeu nu vorbește capetelor noastre. God speaks to our hearts.
Dumnezeu vorbește inimilor noastre. So what is the main ministry in our time? Deci care este slujba principală din timpul nostru? To bring us back to the doctrines of the 12 apostles. Să ne aducă înapoi la învățătura celor 12 apostoli. To restore back to where the church was at the very beginning. Să aducă biserica înapoi la starea în care a fost la începutul începutului. Ephesians chapter 4 verse 5. Efeseni 4:5. One Lord, one faith, one baptism. Un Domn, o credință, un botez. Back to the word of God. Înapoi la cuvântul lui Dumnezeu. Acts chapter 2. Fapte 2. Verse 42 says. Versetul 42 spune. And they remained in the doctrines of the apostles. Și ei stăruiau în învățătura apostolilor. I'm asking you today in love. Eu vă întreb astăzi în toată dragostea. Do you know of a church denomination in your country? Cunoașteți vreo biserică, vreo denominație în țara voastră? That believes as the apostles believed. Care crede așa cum au crezut apostolii? Baptizes as they baptized. Care botează așa cum au botezat apostolii? Have the Lord's Supper as they had the Lord's Supper. Iau cina Domnului așa cum au luat-o apostolii? All churches have their own teachings. Bisericile au fiecare învățăturile lor. All have their own ways. Toate au căile lor. And all believe the Nicene Creed. Și toate cred crezul de la Nicea. You can go from denomination to denomination. Poți merge de la denominație la denominație. Even if they differ in teachings. Chiar dacă ele diferă în învățătură. But the Nicene Creed they have in common. Ele toate au în comun crezul de la Nicea. All the 349 denominations. Toate cele 349 de denominații. Which are now joined in the World Council of Churches. Care sunt unite acum în Consiliul Mondial al Bisericilor. And look to Rome. Ele privesc spre Roma. All have that Nicene Creed. Toate au acest crez de la Nicea. It is a demand, it is a must. Este o cerere, o cerință, este un trebuie să-l creadă. If a church wants to belong to the World Council of Churches, dacă o biserică vrea să aparțină Consiliului Mondial al Bisericilor, they must respect the Nicene Creed. Ele trebuie să respecte crezul de la Nicea. You can tip your internet and you can find it. Puteți să băgați pe internet și să vedeți. But the Nicene Creed is not in the Bible. Dar crezul de la Nicea nu se găsește în Biblie. And all the other teachings are not in the Bible. Și toate celelalte învățături ale lor nu se găsesc în Biblie. We live in a total confusion. Noi trăim într-o confuzie totală. Many use Bible verses. Mulți folosesc anumite texte din Scriptură. Like it was in the year 401. Așa cum a fost în anul 401. When Leo the First, who became the first pope. Când Leo I-ul a devenit primul papă. He said, I'm instead of the apostle Peter. El a spus, eu stau în locul lui apostolului Petru. And I'm now in his chair. Și eu stau acum pe scaunul lui. And I have the authority. Și eu am autoritatea. If you read church history. Dacă citiți istoria bisericii. You see how people were misled. Veți vedea cum oamenii au fost duși în eroare, tot timpul duși în eroare. But using scriptures. Dar totdeauna folosindu-se Scriptura. Dressing themselves with scriptures from here to there. Oamenii s-au îmbrăcat cu versete din cap până în picioare. And when Satan came to Jesus. Și dacă știm, când Satana a venit la Iisus, he was also using scripture. Și el a folosit Scriptura. El a spus, este scris. It is written. Este scris. But our Lord said. Dar Domnul nostru a spus. It is also written. De asemenea este scris. I'll give you an example. Vă dau un exemplu. If you read Matthew 28, dacă citiți Matei 28, you must also read Mark 16. Trebuie să citiți și Marcu 16. You must continue with Luke 24. Trebuie să continuați cu Luca 24. You must continue with John chapter 20. Trebuie să continuați cu Ioan 20. In all these four gospels. În toate aceste patru evanghelii. The Lord gave the great commission. Domnul a dat marea trimitere. And everyone just brought the part important to him. Și fiecare din aceste patru a adus o parte importantă la această trimitere. And if you take what is written in Matthew. Și dacă iei ceea ce a fost scris în Matei. What is written in Mark 16. Ce este scris în Marcu 16. In Luke 24. În Luca 24. In John chapter 20. În Ioan 20. You must go to the book of Acts. Trebuie să mergi apoi la fapte, cartea faptelor. You cannot put your own interpretation to Matthew 28. Nu poți să pui propria interpretare la Matei 28. You must go to Acts chapter 2. Trebuie să mergi la fapte 2.
The apostle Peter was present. Apostolul Petru era prezent. When the Lord gave the great commission. Când Domnul a dat marea trimitere. To baptize into the name. Ca să boteze în numele. Into the name of Father, Son and Holy Ghost. În numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. And they made the formula. They made the formula. Și oamenii au făcut din aceasta o formulă. And not one time is the formula used in the Bible. Dar această formulă nu este folosită niciodată în Biblie. Not one time. Nici măcar o dată. Here is the Bible. Aici este Biblia. Not one time. Nici măcar o dată n-o găsiți. Something went totally wrong. Ceva a mers greșit total. They misunderstood. Ei au înțeles greșit. The divine revelation was lost. A fost pierdută descoperirea divină. Father is a title. Tată este un titlu. I'm a father. Eu sunt tată. But that's not my name. Dar nu acesta e numele meu. And I'm a son, but that's not my name. Eu sunt și fiu, dar nu acesta e numele meu. Our Lord's name is not creator. He is creator. Numele Domnului nostru nu este creator, deși el este creator. The king is not a name. Ca rege nu este numele lui. He is king. El este rege. He is savior. El este mântuitor. He is all in all. El este totul în toate. But what is the name? Dar care este numele? The New Testament covenant name. Numele de legământ nou testamentar. You shall call his name Jesus. Îi vei pune numele Isus. For he will save his people from their sins. Că cel va mântui pe poporul său de păcatele sale. So they were to baptize into the name. Deci noi trebuie să botezăm în numele. Not plural. Nu la plural. Not names. Nu nume la plural. Name. Ci nume la singular. God revealed himself as our Father. Dumnezeu s-a descoperit ca Tatăl nostru. In heaven. În ceruri. That's why we pray. De aceea noi ne rugăm. Our Father who art in heaven. Tatăl nostru care ești în ceruri. Did you ever hear anybody pray? Ați auzit vreodată pe cineva rugându-se? Our Son who art in heaven. Fiul nostru care ești în ceruri. Did you ever hear anybody pray our Holy Ghost who art in heaven? Ați auzit pe cineva rugându-se Duhul nostru sfânt care ești în ceruri? In heaven, God is our Father. Dumnezeu în ceruri este Tatăl nostru. On earth, he manifested himself in Jesus Christ, his only begotten Son. Pe pământ el s-a descoperit în Iisus Hristos, singurul fiu al lui născut. Emmanuel, God with us. Emmanuel, Dumnezeu the cu noi. The word was made flesh. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit în mijlocul nostru. So we must understand. Deci noi trebuie să înțelegem. Why God promised a prophet to come? De ce a făgăduit Dumnezeu să vină un proroc? To restore all things back to the beginning. Ca să reașeze toate lucrurile în starea care a fost la început. Jesus Christ is Alpha and Omega. Iisus Hristos e Alpha și Omega. He is the first and the last. El este cel dintâi și cel de pe urmă. The same yesterday, today and forever. Același ieri, azi și în veci. Also the Old Testament. Și în Vechiul Testament. He was the Lord. El era Domnul. God is the eternal spirit. Dumnezeu este Duhul cel veșnic. From all eternity God dwelt by himself. Din veșnicie Dumnezeu locuiește singur. In the fullness of light and spirit and life. Într-o plinătate de Duh, lumină și slavă. But at the beginning of time. Dar la începutul timpului. He came out of the fullness of the eternal light. El a ieșit din această plinătate de lumină. Into a visible form of appearance. Și s-a arătat într-o formă vizibilă. Walking in a body in the Garden of Eden. Având un trup și pășind în grădina Eden. Speaking all things into existence. El a vorbit și a adus prin cuvântul lui toate lucrurile la existență. Creating Adam in his own image. L-a creat pe Adam după chipul lui. And in the New Testament, iar în Noul Testament, the same Lord came into a body of flesh. Același Domn a venit într-un trup de carne. He had to come into a body of flesh. El a trebuit să vină într-un trup de carne. Because the original sin happened in the body of flesh and blood. Pentru că păcatul originar a avut loc într-un trup de carne și sânge. So the Lord of glory had to come into a body. Deci Domnul Slavei a trebuit să vină într-un trup. To be able to shed his blood. Ca să fie în stare să-și verse sângele. To take our place. Ca să fie ia locul nostru. To die in our stead. Să moară în locul nostru.
And we died with him. Și noi am murit împreună cu el. All the true believers. Toți adevărații credincioși. Are chosen from before the foundation of the earth. Sunt aleși înainte de întemeierea lumii. And that's why we do believe. De aceea noi credem. That God has a plan of salvation. Credem că Dumnezeu are un plan de mântuire. And in this time of total confusion. Și în acest timp de confuzie totală. All people say here is Christ and there is Christ. Oamenii spun ba aici e Hristos, ba aici e Hristos. We have the truth and we have the truth. Noi avem adevărul și noi avem adevărul. We are the church of the living God. We are. Noi suntem biserica Dumnezeului celui viu. Ba noi suntem. According to first Timothy 3, conform 1 Timotei 3, verse 15, versetul 15, the church of the living God is a pillar who carries the truth. Biserica Dumnezeului celui viu este stâlpul care ține adevărul. There is no lie in the word of God. Nu există nicio minciună în cuvântul lui Dumnezeu. There is no wrong doctrine in the church of the living God. Și nu există nicio învățătură greșită în biserica Dumnezeului celui viu. The church of the living God is a holy church. Biserica Dumnezeului celui viu este o biserică sfântă. And if we are born again. Și dacă noi suntem născuți din nou. We are not anymore from this world, but we are born from above. Nu mai aparținem de această lume, ci suntem născuți de sus. And in John chapter 3, our Lord said. Și în Ioan 3, Domnul nostru a spus. That which is born of flesh is flesh. Ce e născut din carne e carne. But that which is born of the spirit is spirit. Dar ceea ce e născut din duh este duh. And he said, you must be born again. Și el a spus, voi trebuie să vă nașteți din nou. Otherwise you cannot see the kingdom of God. Altfel nu puteți vedea împărăția lui Dumnezeu. You can sing about the kingdom. Puteți cânta despre împărăția lui Dumnezeu. You can preach about the kingdom. Puteți predica despre împărăție. But you will not see it. Dar nu o veți vedea. Unless you are born again. Decât dacă sunteți născuți din nou. But how are we born again? Dar cum suntem născuți din nou? James chapter 1 verse 18. Iacov 1 cu 18. Born again by the everlasting seed of the word of God. Născuți din sămânța veșnică a cuvântului lui Dumnezeu. Just like in the natural. Așa cum este cazul în partea firească. First you sow a seed. Mai întâi semeni semința. If you don't sow a seed, dacă nu semeni semința, there can be no harvest. Nu poate avea loc nicio recoltă. You must sow the seed first. Mai întâi trebuie semănată sămânța. And the same seed that you are sowing into the ground. Și acea sămânță pe care ai pus-o în pământ, that seed must die. Acea sămânță trebuie să moară. John chapter 12. Ioan 12. Our Lord compared himself with the seed of the wheat. Domnul nostru s-a comparat cu o sămânță de grâu. He said if the grain of wheat does not fall into the ground. Și el a spus dacă sămânța de grâu nu cade în pământ. If it does not die. Și dacă nu moare. It remains alone. Rămâne singură. But when it dies. Dar când ea moare. It comes forth. Ea iese din nou la viață. The germ of life that is in the seed comes forth. Germenul de viață care este în sămânță răsare. Why did the apostle Paul say? De ce a spus apostolul Pavel? I'm crucified with Christ. Am fost răstignit cu Hristos. Now I live no more. Acum nu mai trăiesc eu. But Christ lives in me. Ci Hristos trăiește în mine. Beloved brothers and sisters. Iubiți frați și surori. Not a religious teaching. Nu este o învățătură religioasă. But the seed of the word of God. Ci sămânța cuvântului lui Dumnezeu. According to Matthew 13. Conform Matei 13. Our Lord said. Domnul nostru a spus. He sowed the good seed. El a semănat sămânța bună. And the good seed are the children of the kingdom of God. Și sămânța bună sunt copiii împărăției lui Dumnezeu. And the enemy sowed his seed. Și vrăjmașul s-a semănat sămânța lui. But they are the children of Satan. Dar aceștia sunt copiii celui rău. And every interpretation does not originate with God. Și nicio interpretare sau tâlcuire nu vine de la Dumnezeu. No lie comes from the truth. Nicio minciună nu vine din adevăr. Truth forever remains the truth. Adevărul rămâne pentru totdeauna adevăr. So it's absolutely necessary. De aceea e absolut necesar. To receive the word of God promised for this day. Să primim cuvântul lui Dumnezeu făgăduit pentru această zi. And then to die with Christ. Și apoi să murim cu Hristos. To die to yourself. Să
murim pe față de noi înșine, pentru căile noastre proprii, pentru voia noastră proprie, să murim cu Hristos, astfel ca Hristos își poată trăi viața Lui prin noi. De aceea a spus Apostolul Ioan în 1 Ioan 5, only if you have the Son of God, numai cel ce are pe Fiul lui Dumnezeu, you have eternal life. Are viața veșnică. If you don't have the Son of God, cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, you have no life. Nu are viața. And you can only live eternally, și tu poți trăi veșnic, if you have eternal life. Doar dacă ai viața veșnică. Eternal life is a reality. Viața veșnică e o realitate. God is eternal. Dumnezeu este veșnic. And God was manifested in Christ. Și Dumnezeu s-a descoperit în Hristos. The eternal life came to us. Viața veșnică a venit la noi. Our Lord could say, Domnul nostru a putut spune, if you have seen me, you have seen the Father. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Coming to the main thought of our subject. Venim acum la gândul principal al temei noastre. We are in the most important time of the history of the church. Noi suntem în cel mai important moment al istoriei bisericii. We're at the end of the time of grace. Suntem la sfârșitul timpului de har. The Lord brings the work of redemption to a close. Domnul își încheie lucrarea lui de răscumpărare. As I referred before, așa cum am referit mai înainte, in Isaiah 49, în Isaia 49, in 2 Corinthians 6, și 2 Corinteni 6, we are now in the day of salvation. Noi mai suntem încă în ziua mântuirii. We're now in the acceptable time. Suntem în vremea pe care Domnul ne-a dat-o. It's still the time of grace. Este încă timpul harului. But the time of grace had a beginning. Dar timpul harului a avut un început. And the time of grace will have an end. Și timpul harului se va și încheia. In John chapter 1 we read. În Ioan 1 citim. The law came by Moses. Legea a venit prin Moise. But the truth came by Jesus Christ. Dar adevărul și harul au venit prin Isus Hristos. The grace and the truth came by Jesus Christ. Adevărul și harul au venit prin Isus. So we preach Jesus Christ. Deci noi îl predicăm pe Isus Hristos. But we refer to the promise he made. Dar noi ne referim la făgăduințele pe care le-a dat el. He confirmed in the New Testament. El le-a confirmat în Noul Testament. It's not only in the Old Testament. Nu este doar în Vechiul Testament. In the last three verses of the prophet Malachi. În ultimele trei versete din prorocul Maleahi. In Matthew 17. În Matei 17. When the three disciples were on the Mount Transfiguration. Când Domnul cu trei ucenici a mers pe muntele schimbării la față. Moses and Elijah appeared. Acolo au apărut Moise și Ilie. And Peter said, it's good to be here. Și Petru a zis, e bine să fim aici. I will build three tabernacles. Voi face trei colibe. One for Christ, one for Moses, one for Elijah. Una pe Hristos, una pentru Moise, una but pentru Ilie. But that was the moment. Dar acela a fost momentul. The supernatural light came down. Când a venit de sus lumina supranaturală. And the voice of God spoke these words. Și vocea lui Dumnezeu a vorbit. Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. De El să ascultați. Aceste patru cuvinte. De El să ascultați. Sunt cele mai importante. Noi trebuie să auzim și să ascultăm ce spune Duhul bisericilor. Dar când ucenicii s-au coborât de pe munte, ei l-au întrebat pe Domnul. Why do the scribes say? De ce spun cărturarii? Elijah must first come. Că Ilie trebuie să vină întâi. I'm very glad for them to ask this question. Eu sunt foarte bucuros că i-au pus această întrebare. I would not have the answer today. Pentru că eu astăzi nu aș fi avut răspunsul la acea întrebare. If they would not have asked that question. Dacă ei nu ar fi întrebat. Why do the scribes teach Elijah must come first? De ce învață cărturarii că mai întâi trebuie să vină Ilie? And then in verse 11. Și apoi în versetul 11. Our Lord renewed the promise from the Old Testament. Domnul nostru a renoit făgăduința din Vechiul Testament. Truly Elijah shall first come and restore all things. Este adevărat că trebuie să vină Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. Matthew 17 verse 11. Matei 17 11. From the holy lips of our Lord. Cuvânt venit de pe buzele sfinte ale Domnului nostru. Hallelujah. Aleluia. The word of God is holy, it is precious. Cuvântul lui Dumnezeu este sfânt, este scump.
So we understand the fulfillment of prophecies. Noi înțelegem împlinirea făgăduințelor. When John the Baptist was asked who he was, când Ioan Botezătorul a fost întrebat cine este el, in John chapter 1, în Ioan 1, are you Christ? A fost întrebat, ești tu Hristos? He said, no, I'm not. El a spus, nu, nu sunt. Are you that prophet? Ești tu acel proroc? He said, no, I'm not. El a spus, nu, nu sunt. Are you Elijah? Ești tu Ilie? He said, I'm not. Și el a spus, nu sunt. And then the question was, și apoi întrebarea a fost, who are you? Cine ești tu? I must give an answer to them that sent me. Noi trebuie să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Who are you? Cine ești tu? And in verse 23, și în versetul 23, he gave the answer. Ioan dă răspunsul. I'm the voice of him that cries in the wilderness. Eu sunt vocea celui ce strigă în pustie. Prepare ye the way of the Lord. Pregătiți calea Domnului. Hallelujah. Hallelujah. John the Baptist knew his place in the kingdom of God. Ioan Botezătorul și-a cunoscut locul lui în împărăția lui Dumnezeu. He could testify also in John chapter 1. El a putut să mărturisească la fel în Ioan 1. I did not know him. Eu nu-l cunoșteam. But he that sent me said, dar cel ce m-a trimis mi-a spus, upon you see the Holy Spirit descending, cel peste care vei vedea coborând Duhul Sfânt, he is the one. Acela, el este acela, that baptizes with the Holy Spirit and fire. Care botează cu Duhul Sfânt și cu foc. Brothers and sisters, frați și surori, I rejoice because of the word of God. Eu mă bucur din cauza cuvântului lui Dumnezeu. Because of the clarity in the word of God. Datorită clarității pe care ne-o dă cuvântul lui Dumnezeu. Of the divine orientation in the word of God. Datorită orientării divine pe care o primim din harmony of the Old and New Testament. Armonia dintre Vechiul și Noul Testament. Now we only need to recognize our day. Noi trebuie doar să recunoaștem ziua în care trăim. And the ministry the Lord has granted and given to us. Și slujba pe care Domnul a îngăduit-o și ne-a trimis-o. For the greatest purpose in the history of the church. Pentru cel mai mare scop din istoria bisericii. To call God's people back to God. Să cheme poporul lui Dumnezeu înapoi la Dumnezeu. Back to the original foundation. Înapoi la temeliile originale. Like the apostle Paul was writing to the Corinthians. Așa cum a scris apostolul Pavel Corintenilor. I laid the foundation with you. Eu am pus temelia. No other foundation can be laid. Și nu poate fi pusă altă temelie. All churches have laid their own foundation. Toate bisericile și-au pus propria lor temelie. But we must return to the original foundation. Dar noi trebuie să ne întoarcem la temelia originală. When the Jews returned from the Babylonian captivity, când evreii s-au întors din robia babiloniană, they found the foundation of the old temple. Ei au găsit vechile fundații sau temelii ale templului. You just read in Ezra and Nehemiah. Puteți citi în Ezra și Neemia. And when they found the old foundation, și când au găsit vechile temelii, they cleaned all the rubbish from the place. Au dat la o parte toate resturile, toate murdăria de pe ele. And they rebuilt the temple on the same foundation. Și au reconstruit templul pe aceleași temelii. If we have returned from the Babylonian captivity, dacă noi ne-am întors din robia babiloniană, must have found the original foundation. Noi trebuie să regăsim temeliile originale. Laid by the apostles and prophets. Puse de apostoli și proroci. Jesus Christ, the chief cornerstone. Iisus Hristos fiind piatra din capul unghiului. And only upon this we can be rebuilt again. Și numai pe această temelie noi putem fi rezidiți. So we must respect the word promised to us. Noi trebuie să respectăm cuvântul făgăduit nouă. Truly Elijah shall first come. Adevărat că Ilie va veni, întâi va veni Ilie. And restore all things. Și va așeza din nou toate lucrurile. In the ministry of John the Baptist. În slujba lui Ioan Botezătorul. You always read the word prepare. Găsim tot timpul cuvântul pregătire. Isaiah chapter 40 verse 3. Isaia 40 cu 3. Malachi 3 verse 1. Maleahi 3 cu 1. Matthew 11 verse 10. Matei 11 10. Mark chapter 1 1 to 3. Marcu 1 de la 1 la 3. In all the New Testament scriptures you read. În toate versetele din Noul Testament. Prepare, prepare, prepare. Găsim acest cuvânt pregătire, pregătire, pregătire. But of the prophet to come before the day of the Lord would be. Dar despre prorocul care trebuie să vină înaintea zilei cele mari și fricoșate a Domnului. The word restore, restore. Este folosit cuvântul reașezare sau așezare bring din back, nou. Bring back to where the church was at the beginning. Să aducă biserica înapoi la starea în care a fost la început. Back to the original foundation. Înapoi la temeliile originale.
And therefore we have to say it. De aceea noi trebuie să o spunem. That all the teachings in denominations. Că toate învățăturile din denominații. And all the dogmas which were proclaimed. Și toate dogmele care au fost afirmate. They are not in the Bible. Nu se găsesc în Biblie. And therefore they are not biblical. Și de aceea nu sunt biblice. Only what's written in the word of God is the word of God. Doar ceea ce este scris în cuvântul lui Dumnezeu este și cuvântul lui Dumnezeu. And all the things which were later on introduced. Și toate lucrurile care au fost introduse mai târziu. Like at the Council of Nicaea. Cum a fost la Consiliul de la Nicea. In the Council of Chalcedon. Și la Consiliul de la Chalcedon. In the Council of Ephesus. Și la Consiliul de la Efes. Oh, you can go on. Puteți citi despre toate aceste lucruri. I'm not even interested. Pe mine nici nu mă interesează. I had to inform myself from church history. Eu trebuie să mă informez din istoria bisericii. To know how everything went wrong. Ca să văd cum au început lucrurile greșite. To show God's people way back to how it is right. Ca să pot arăta poporului Dumnezeu drumul înapoi la cum e corect. So they gave their own interpretations. Deci ei au dat propriilor interpretări. Laid their own foundations. Au pus propria lor temelie. And therefore they have deviated from the words of God. Și astfel au deviat de la cuvântul lui, de la căile lui Dumnezeu. Isaiah 55. Isaia 55. The Lord says even today. Domnul o spune chiar și astăzi. My ways are not your ways. Căile mele nu sunt căile voastre. Your ways are not my ways. Și căile voastre nu sunt căile mele. And then the promise, I will send the word. Și apoi făgăduința, voi trimite cuvântul. And the word will not return void unto me. Și cuvântul nu se va întoarce gol la mine. But it will accomplish all that I've sent it for. Și el va împlini scopul pe care l-am trimis, pentru care l-am trimis. Beloved brothers and sisters. Deci, iubiți frați și surori. I would love to read many scriptures. Aș vrea să citesc multe scripte. I just love the word of God. Eu pur și simplu iubesc cuvântul lui Dumnezeu. Just for your information. Pentru informarea voastră. God was very good to me. Dumnezeu a fost bun cu mine. Through all my life. În toată viața mea. Since April 1945. Din aprilie 1945. I read the Bible every day. Citesc Biblia în fiecare zi. Right at the end of World War II. Până la sfârșitul spre sfârșitul celui de-al război mondial. When we had fled before the Red Army. Când noi am fugit din calea armatei roșii. And came into our new place. Și am ajuns în locuri noi. My dad opened the Bible. Tatăl meu deschidea mereu Biblia. And he read the scripture. Și citea Scriptura. And then he prayed. Și apoi se ruga. And he thanked God. Și mulțumea lui Dumnezeu. And from that day it meant so much to me. Și din acel timp a însemnat foarte mult acest lucru pentru mine. I just love the word of God. Eu într-adevăr iubesc cuvântul lui Dumnezeu. And when the Lord said. Și când Domnul a spus că noi nu trăim doar cu pâine, ci prin fiecare cuvânt al lui Dumnezeu. Eu pot spune că acest cuvânt a devenit adevăr în viața mea. Prin harul lui Dumnezeu, Domnul m-a chemat să predic cuvântul lui. But I also am an eyewitness, ear witness of what God has done in our time. Dar sunt și un martor ocular și unul care m-a auzit cu urechile mele ce a făcut Dumnezeu în timpul acesta. And it's a big difference to just hear something or to see it. Este o diferență între doar a auzi și a vedea acele lucruri. The Apostle John could write. Apostolul Ioan putea scrie. What our eyes have seen. Ce au văzut ochii noștri. Our ears have heard. Ce au auzit urechile noastre. From the word of life. Cu privire la cuvântul vieții. That we share with you. Aceea împărtășim cu voi. I'm an eyewitness. Eu sunt un martor ocular. I'm an ear witness. Eu am auzit cu urechile mele. Of what God has done. Despre lucrurile care le-a făcut Dumnezeu în slujba fratelui Branham. Și vreau ca voi să înțelegeți. Vreau să înțelegeți. Eu nu sunt aici să vorbesc despre fratele Branham. Dar eu nu pot trece pe lângă ceea ce a făcut Dumnezeu. Nu sunt aici să vorbesc despre Pavel. Dar eu nu pot trece pe lângă faptul că el a fost chemat în mod dumnezeiesc la slujbă. Dacă Dumnezeu dă o făgăduință și împlinește această
acea făgăduință, then you don't believe the man, you believe God who speaks through the man. Atunci tu nu-l crezi pe om, tu îl crezi pe Dumnezeu care vorbește prin acel om. Those who believe Moses believed God. Cei care l-au crezut pe Moise l-au crezut pe Dumnezeu. Those who believed any prophet believed God. Cei care l-au crezut pe oricare din proroci l-au crezut pe Dumnezeu. And our Lord said, și Domnul nostru a spus, if I send somebody and you receive him, dacă eu trimit pe cineva și voi îl primiți, you receive me. Mă primiți pe mine. Whosoever hears you, hears me. Cine vă ascultă pe voi, mă ascultă pe mine. So God uses human lips. Deci Dumnezeu folosește buze omenești. But first, there must be a divine call. Dar mai întâi trebuie să fie o trimitere divină. You cannot go to a seminary. Nu poți merge la un seminar. And then be called of God? No. Și apoi să zici că ești chemat de Dumnezeu. You must have a direct call. Trebuie să fie o chemare directă de la Dumnezeu. I cannot go into all these details. Nu pot intra în toate amănuntele. But I just share with you two, three points. Dar vreau să împărtășesc cu voi două sau trei lucruri. When Brother Branham was called to the ministry, când fratele Branham a fost chemat la slujbă, it was in 1933. Era în 1933. When he was told, atunci i s-a spus, from the supernatural light, dintr-o lumină supranaturală, which was seen by over 4,000 people, care a fost văzută de peste 4,000 de oameni, with a tremendous voice that shook the whole area, cu o voce puternică care a zguduit întreaga zonă, as John the Baptist forerun the first coming of Christ. Așa cum Ioan Botezătorul a premers prima venire a lui Hristos, you are sent with a message that will forerun the second coming of Christ. Așa ești tu trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos. In April 1966, în aprilie 1966, I met some old timers. Am întâlnit niște oameni de atunci, din vremea aceea, care erau în biserica fratelui Branham din Jeffersonville, who were present in June 1933, care au fost prezenți atunci, în iunie 1933, care au văzut lumina supranaturală, who were eyewitnesses of what had happened, care au fost martori oculari ai lucrurilor care s-au petrecut atunci. But especially on May the 7th, 1946, și în special în 7 mai 1946, when the angel of the Lord stepped down in the supernatural light, când îngerul Domnului a pășit dintr-o lumină supranaturală, speaking to Brother Branham, și a vorbit fratelui Branham. If you read in Luke chapter 1, dacă citiți în Luca 1, you read the angel came to Zacharias. Vedeți că un înger a venit la Zaharia. Stood at the right side of the altar, a stat în partea dreaptă a altarului, giving Zacharias the promise, și a dat lui Zaharia făgăduința. Your wife Elizabeth will have a son. Soția ta Elisabeta va avea un fiu. Call his name John. Îi vei pune numele Ioan. For he will go before the Lord, căci el va merge înaintea Domnului. In the spirit and power of Elijah, în duhul și puterea lui Ilie. To prepare the ways of the Lord. Ca să pregătească calea Domnului. It's written in Luke chapter 1. Este scris în Luca 1. If the same happens in our time, dacă același lucru se petrece în zilele noastre, people have their doubts. Oamenii au îndoieli. And many tell many stories. Și mulți spun că e poveste. Even if you go to the other report, dacă mergem și la un alt pasaj, the angel Gabriel came to Mary. Îngerul Gavril a venit la Maria. Giving to her the promise, și a dat făgăduința that she will have a son, că ea va avea un fiu. And the moment she believed that promise, și în momentul când ea a crezut făgăduința, she received the seed of God into her soul, ea a primit sămânța lui Dumnezeu în sufletul ei. And the word was made flesh. Și cuvântul s-a făcut trup. And dwelt among us. Și a locuit în mijlocul nostru. The moment you believe the promised word of God. În momentul când tu crezi cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu. It's a supernatural seed laid into your soul. Este pus o sămânță supranaturală în sufletul tău. And you receive eternal life. Și primești viața veșnică. And you know the Lord personally. Și îl cunoști pe Domnul în mod personal. But coming to our beloved brother Brennan. Ne întoarcem la fratele iubitul nostru, frate Branham. I knew him for 10 years. L-am cunoscut timp de 10 ani. Drove with him in the same car. Am fost cu el în aceeași mașină. Ate with him at the same table. Am mâncat cu el la aceeași masă. Was in his meetings in Germany. Am fost în adunările lui din Germania. In his meetings in the USA. În adunările lui din Statele Unite. Being an eyewitness of that supernatural ministry. Am fost un martor ocular al acelei slujbe supranaturale. I hope you are informed about these things. Eu cred că voi cunoașteți aceste lucruri. Therefore, I'm just very briefly saying it. De aceea le spun pe scurt.
There was a man sent from God in our time. A fost un bărbat trimis de Dumnezeu în timpul nostru. With a direct commission connected to the plan of salvation. Cu o trimitere directă care este în legătură cu planul de mântuire. In his ministry was fulfilled. În slujba lui s-a împlinit. Whoever hears you hears me. Cine vă ascultă pe voi, mă ascultă pe mine. Whoever rejects you rejects me. Cine vă respinge pe voi, mă respinge pe mine. If a man has a call from God, dacă un bărbat are o trimitere de la Dumnezeu, that man has a responsibility acel bărbat va avea o responsabilitate pe care nu o puteți înțelege. And when the angel of the Lord said, când îngerul Domnului a spus, fear not, I'm sent from the presence of Almighty God. Nu te teme, eu sunt trimis din fața celui atotputernic. To give you your commission. Ca să îți dau trimiterea ta. And this Moses was given two signs. Și așa cum lui Moise au fost date două semne. Two signs are given to you. Două semne îți sunt date și ție. Explaining in detail the ministry that he would have. Și a explicat în detaliu slujba pe care urma să o aibă. And then to give this commission, și apoi i-a dat trimiterea that the message of the word of God, că mesajul din cuvântul lui Dumnezeu that this man of God brings to the people of God, pe care acest bărbat al lui Dumnezeu l-a adus poporului lui Dumnezeu would forerun the second coming of Christ. Va premerge a doua venire a lui Hristos. So, beloved brothers and sisters, așa că, iubiți frați și surori, this is the most important time. Acesta este cel mai important timp. It is the last call. Este ultima chemare. This is your day. Este ziua ta. Your day. Este ziua ta. The day the Lord made for you. Ziua pe care a făcut-o Domnul pentru tine. Please, I beg you in the name of the Lord. Vă rog, vă implor în numele Domnului. Recognize the day of God's visitation. Recunoaște ziua cercetării din partea lui Dumnezeu. Recognize the promised word for today. Recunoașteți cuvântul făgăduit pentru astăzi. Stop playing religion. Opriți-vă din a vă juca de religia. Stop being in confusion. Opriți-vă de a mai fi în confuzie. Ye, my people, come out from among them. Voi, poporul meu, ieșiți din mijlocul lor. And be separate, says the Lord. Și despărțiți-vă de ei, zice then Domnul. I will receive you. Și apoi vă voi primi. Then you shall be my sons and my daughters. Și voi veți fi și fiicele mele. If you're in confusion, dacă sunteți în confuzie, you're not sons and daughters of God. Nu sunteți fii și fiicele lui Dumnezeu. Just like the Son of God was Son of God. Așa cum Fiul lui Dumnezeu a fost Fiul lui Dumnezeu. Born by the Holy Spirit. Născut prin Duhul Sfânt. The Word became flesh. Cuvântul s-a făcut trup. If you're born again, dacă tu ești născut din nou. You're not a mixture. Nu ești un amestec. You're a true son of God. Ești un adevărat copil al lui Dumnezeu. Daughter of God. O adevărată fiică a lui Dumnezeu. You're no longer in confusion. Nu mai ești nici un pic în confuzie. You're in the word of God. Ești în cuvântul lui Dumnezeu. You're in the truth of God. Ești în adevărul lui Dumnezeu. And our Lord said, și Domnul nostru a spus, you shall know the truth. Veți cunoaște adevărul. And the truth shall make you free. Și adevărul vă va face sloboți. So I repeat, eu repet, this is the day. Aceasta este ziua. And maybe I'm here for the last time. Și poate sunt aici pentru ultima oară. I don't know. Eu nu știu. Only God knows. Numai Dumnezeu știe. But my impression is, dar impresia mea este that we're not only in the last days, că nu suntem doar în zilele de pe urmă. We're at the end of the time of grace. Noi ne aflăm la sfârșitul timpului de har. The last call is reach the ends of the earth. Ultima chemare ajunge până la capetele pământului. I just came back from Turkey. M-am întors din Turcia. Where I preached in three different cities. Am predicat în trei orașe diferite. I met old friends from Iran. Am întâlnit niște prieteni vechi din Iran. Whom I had met 14 years ago. Pe care l-am întâlnit poate acum 14 ani. Sharing with us what God is doing in Afghanistan, in Georgia, in many different countries. Și am împărtășit cu noi ceea ce face Dumnezeu în Iran, în Georgia, în Afganistan, în multe țări. The last message is reaching the ends of the earth. Ultimul mesaj ajunge până la capătul pământului. And even if I think about the marvelous fact, și dacă mă gândesc la lucrul minunat, that every sermon we have in Krefeld, Germany, că fiecare predică care este ținută în Krefeld, în Germania, people in 172 countries joining us. By internet. Ni se alătură prin internet oameni din 172 de țări și ascultă în direct. And those who do not join us in the other few countries. Și cei din celelalte câteva țări care nu ni se pot alătura. They are reached by those who can join with us in hearing the word. Sunt hrăniți de cei care ni se alătură
For you it might be strange, but I told you before. Pentru voi poate fi ciudat, dar v-am spus. When the Lord called me with an audible voice. Când Domnul m-a chemat cu o voce auzibilă. And that is many years ago. Și asta a fost cu mulți ani în urmă. You remember April the 2nd. Vă țineți minte 2 aprilie 1962. It was a Monday morning. Era o zi de luni dimineața. But I was asked yesterday. Da, ieri am fost întrebat. If I have a problem for people to believe my testimony. Dacă am probleme cu oamenii să creadă mărturia mea. And you know what my answer was? Și știți care a fost răspunsul meu? If somebody is a liar. Dacă cineva e un mincinos. Or a storyteller. Sau unul care spune povești. They will assume that Brother Frank tells a story. Este unul care presupune că și fratele Frank spune povești. But if the person is honest. Dar dacă o persoană este cinstită. And can put the hand on the heart. Și își poate pune mâna pe inimă. And say I'm in the presence of God. Și poate spune eu sunt în prezența lui Dumnezeu. How would I dare to say something in the name of the Lord? Eu sunt aici și vă spun cu mâna pe inimă, cum aș îndrăzni să spun ceva în numele Domnului? Except it has directly actually happened. Decât dacă acele lucruri s-au întâmplat cu adevărat. But I'm not here to speak about that. Dar nu sunt aici ca să vorbesc despre aceste lucruri. Referring to it. Mă refer la ele. So you will understand my responsibility. Ca să înțelegeți responsabilitatea mea. You cannot imagine, not imagine. Nu vă puteți imagina. The responsibility that goes with the call to the ministry. Răspunderea care este în legătură cu o chemare la slujbă. And we deal with eternity. Pentru că ne ocupăm de lucruri veșnice. And this is the last call. Și aceasta este ultima chemare. We don't go into the events which are now happening on earth. Nu intrăm în evenimentele care se întâmplă acum în toată lumea. We're not here to speak about Ukraine. Nu sunt aici să vorbim despre Ucraina sau Israel sau Gaza, nu. Not today. Nu astăzi. Today we are here to tell you. Astăzi suntem aici ca să vă spunem that this is our time. Că acesta este timpul nostru. The time of calling out. Timpul chemării afară. The time of restoration. Timpul așezării din nou. The time of preparation. Timpul pregătirii. Behold the bridegroom come. Iată vine mirele. I read to you from Philippians. Vă citesc din Filipeni. That you might understand. Ca să înțelegeți. Slujba. Philippians chapter 1. Filipeni capitolul 1. And we shall close very soon. Și vom încheia. Philippians chapter 1. Filipeni 1. Being confident, verse 6, being confident. Versetul 6. Very thing that he who has begun the good work in you will also perform it unto the day of Jesus Christ. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. He that has begun. Cel care a început. Has he begun in you? A început el lucrarea lui în tine? Do you know of a day in your life? Cunoști o zi în viața ta? Where you met the Lord? Când l-ai întâlnit pe Domnul? When you had your personal experience of salvation? Când ai avut propria ta trăire de mântuire? When you came as a sinner to the Lord? Când ai venit la Domnul ca un păcătos? Asking him to forgive you? Și i-ai cerut să te ierte. And when you recognized the blood of the Lamb of God was shed? Și când ai recunoscut că sângele Mielului a fost vărsat? If God has not begun, dacă Dumnezeu nu a început, he cannot finish. El nici nu poate termina. He must start, he must begin. El trebuie să începe. And the moment he can begin, și din momentul când el poate începe, he will continue. El va continua. He will continue. El va continua. Right until perfection comes. Până când vine timpul desăvârșirii. To me, this means so very much. Pentru mine acest lucru înseamnă foarte mult. If he that has begun his work in you. Dacă el a început această lucrare în voi. And you believe with all your heart. Și voi credeți din toată inima. That he who began. Că cel care a început. He will finish. El va și termina. Not you will finish. Nu tu vei termina. He will finish. El va încheia. But in you. Dar în tine. With you. Cu tine. Because you believe the promised word. Pentru că tu crezi cuvântul făgăduit. And
it will happen unto the day of Jesus Christ. Și se va întâmpla până în ziua lui Iisus Hristos. When he returns to take us home. Când el se va întoarce să ne ia acasă. In chapter 3 in Philippians. În capitolul 3 în Filipeni. It says in verse 21. În versetul 21. Who shall change our lowly body that it might be fashioned unto his glorious body. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale. According to the working by which he also is able to subdue all things unto himself. Prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Beloved brothers and sisters. Iubiți frați și surori. How I would love to read one verse after the other. Cum aș vrea să citesc un verset după altul. Let us summarize what we try to say here today. Făcând un rezumat al lucrurilor pe care le-am spus astăzi. In Matthew chapter 24. În Matei 24. Mark chapter 13. Marcu 13. Luke chapter 21. Luca 21. Our Lord spoke about the end time. Domnul nostru a vorbit despre timpul sfârșitului. About wars and rumors of wars and earthquakes and all the things that will happen. Despre războaie, vești de războaie, cutremure și toate lucrurile care se Then he spoke about the people of Israel. Și apoi a vorbit despre poporul Israel. In the symbol of the fig tree. Și l-a asemuit cu un smochin. Which was already used in the Old Testament. Exemplu care este folosit deja în Vechiul Testament. In the prophet Amos. În prorocul Amos. Using that fig tree as an example for Israel. În Osea se spune că este asemănat Israelul cu un smochin. When the fig tree comes back to life again. Când smochinul se va întoarce la viață. That would be the generation. Aceea va fi acea generație. That would not pass until all things would be fulfilled. Care nu va trece până nu se vor împlini toate lucrurile. And our Lord even emphasized in Luke 21. Și Domnul nostru a subliniat în Luca 21. Heaven and earth shall pass away. Cerul și pământul vor trece. But my words shall never pass away. Dar cuvintele mele nu vor trece. Hallelujah. Hallelujah. The word of God remains forever. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. So we have a country called Israel. Așa că avem o țară numită Israel. Actually, all the 12 tribes have their place in the promised land. De fapt, toate cele 12 seminții își au locul în țara făgăduită. But only when their final time comes. Dar doar atunci când va veni timpul de încheiere pentru ei. According to Ezekiel 47 and 48. Conform Ezechiel 46 la 48. Every tribe will be in the same territory they were placed in the days of Joshua. Fiecare seminție va fi reașezată în zona în care a fost pe vremea lui Iosua. At this moment they are brought back. În acest moment ei sunt doar aduși înapoi. But the Lord has not yet finished his work with Israel. Dar Dumnezeu nu și-a încheiat încă lucrarea lui cu Israel. Great things are ready for Israel. Lucruri mari sunt gata să se întâmple cu Israelul. Dar este un drum foarte greu până atunci. Dar tot ce a făgăduit Dumnezeu se va petrece așa cum a spus-o El. Deci din 1948 avem o țară numită Israel. Toți știu despre declarația de la Balfour din 1917. The Foreign Minister of Britain said. Când Balfour, când ministrul de externe britanic a spus. In 1917, at the end of the First World War. În 1917, la sfârșitul primului război mondial. Israel has a home in Palestine. Israelul are o țară în Palestina. And we must look after them that they reach their home. Și noi trebuie să avem grijă ca ei să ajungă acolo. When you see all these things. Când vedem toate aceste lucruri. Look up. Uitați-vă în sus, căci izbăvirea noastră se apropie. Fie ca Dumnezeu să binecuvinteze Israelul. Fie ca Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Nouă Testamentară. El să binecuvinteze toți fiii și fiicele lui Dumnezeu pe întreg pământul. Și vă rog, înțelegeți, eu trebuie să subliniez acest lucru, că aceasta este
ultima chemare. God has sent his prophet. Dumnezeu și-a trimis prorocul. He was confirmed and confirmed through all the years. El a fost confirmat în toți anii de slujbă. Over 1500 times he could say that, says the Lord. De peste 1100 de ori l-a putut să spune așa vorbește Domnul. And it was that, says the Lord. Și a fost așa vorbește Domnul. The blind received their sight. Orbii și-au primit vederea. The cripples were healed. Șchiopii au putut umbla. All the things which happened in the ministry of our Lord. Tot ce s-a întâmplat în slujba Domnului nostru. Repeated in the ministry that I saw with my own eyes. S-a repetat în slujba pe care am văzut-o cu ochii mei. Even to the fact that he was a prophet. Până la acel lucru că am văzut că este un proroc. Like our Lord could say to Nathanael and to Philip. Așa cum Domnul nostru a putut să spună lui Natanael și lui Filip. Before Philip called, I've seen you under the tree. Înainte să te cheme Filip, te-am văzut sub smochin. He could tell the woman at the well. El a putut să spună femeii de la fântână. Five husbands you had, the one you've got now is not your husband. Cinci bărbați ai avut până acum și cel cu care stai acum nu e soțul tău. And the woman said, we know when the Messiah comes. Și femeia a spus, noi știm când va veni Mesia. He will tell us all these things. Mesia, el ne va spune toate lucrurile. But who are you? Dar cine ești tu? And our Lord said, și Domnul nostru a spus, I'm he that speaks to you. Cel care vorbește cu tine, acela e. In Deuteronomy chapter 18, în Deuteronom 18, we find the prophecy. Găsim prorocia. A prophet like unto me, God will raise from your brethren. Dumnezeu va ridica din mijlocul fraților voștri un proroc ca mine. In Acts chapter 3, the apostle Peter referred to it. În Fapte 3, apostolul Petru s-a referit la aceasta. When brother Branham prayed for the sick in Germany. Când fratele Branham s-a rugat pentru bolnavi în Germania. He could tell every person where they came from. El putea spune fiecare persoană de unde vine. What the illness was. Ce boală are. Never speaking a word of the German language. Neștiind un cuvânt în limba germană. Not knowing a single person. Necunoscând o singură persoană. Sometimes 8, 9, 10,000 people present. Câteodată erau prezenți 8, 9, 10,000 de oameni. But God showed him in a vision. Dar Dumnezeu i-a arătat într-o viziune. Who the persons, where they came from. Cine sunt persoanele, de unde vin. You come from Hamburg. Putea să spună cuiva, tu vii din Hamburg. You come from Berlin. Tu vii din Berlin. He could tell this couple with the girl that was born blind. Putea să spună acelei perechi care a venit cu copilul orb. You come from Switzerland. Voi veniți din Elveția. Your daughter was born blind. Fiica voastră s-a născut oarbă. I was there. Eu am fost acolo. I heard it. Eu am auzit-o. I saw it. Am văzut-o. And the moment came. Și a venit momentul. That he pronounced the healing. Când el a pronunțat vindecarea. And I tell you, that was the moment we all wept. Și a fost momentul când noi toți am plâns. We were just praising God. Doar l-am lăudat pe Dumnezeu. Because we have seen Bible days. Pentru că am văzut zilele biblice. We have seen Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. L-am văzut pe Iisus Hristos ca același ieri, azi și în veci. And just for you and for me to mention now about the supernatural cloud. Și vreau să menționez puțin despre norul supranatural. I just want you to understand. Vreau ca voi să înțelegeți. I brought with me today. Am adus cu mine astăzi. The magazines from the USA. Revistele din Statele Unite. The magazines which reported about the supernatural cloud. Revistele care au scris despre norul supranatural. It is one thing to see the supernatural cloud. Este un lucru este să vezi norul supranatural. It is one thing to see the supernatural light above brother Branham. Este un lucru să vezi această lumină supranaturală asupra capului fratelui Branham. And this light came over the person brother Branham prayed. Și această lumină venea peste persoana pentru care se ruga fratele Branham. He could say, now the light is over this sister. El putea spune, acum lumina este peste acea soră. And in this light he saw the person. Și în acea lumină el vedea persoana. The same light that came down in the days of Moses. E aceeași lumină care a coborât pe vremea lui Moise. And this picture hangs in Washington D.C. Și această fotografie este în Washington. As the only supernatural photo that was ever taken. Ca singura fotografie a unui lucru supranatural care a fost făcută vreodată. And because I heard brother Branham say. Și pentru că l-am auzit pe fratele Branham spunând. This photo hangs in Washington D.C. Că această fotografie este în Washington. I made a trip to Washington. Am făcut o călătorie la Washington. I made a trip to Washington. Eu am călătorit la Washington. I never forget that December 18th. Nu voi uita niciodată acea zi din 18 decembrie. When I finally found the place. Când în sfârșit am găsit locul. The Hall of Art. Cum îi spune, de artă,
At that time I was a young man. Pe vremea aceea eram tânăr. And when I entered the room, și când am intrat în acel loc, I was asking the elderly gentleman. L-am întrebat pe bătrân de acolo. I have a special request. I-am spus că am o cerință specială. Have you any knowledge about the supernatural light over a man of God? Știi ceva despre fotografie cu lumină supranaturală asupra unui bărbat? He just said, "Come with me." Și el a spus, "Veniți cu mine." Just come with me. Veniți cu mine. And I went with him. Și m-am dus cu el. So I held that picture in Washington DC. Și eu am văzut acea fotografie în Washington DC. In the hall of art in my hands. În sala de artă l-am avut în mâinile mele. But here is something else. Dar aici este altceva. Before the opening of the seven seals. Înainte de deschiderea celor șapte peceți. The supernatural cloud came down. Norul supranatural a coborât. All the unbelieving journalists. Toți jurnaliștii necredincioși. Reported in the USA about it. Au scris despre aceasta. Science magazine is the most important magazine in the USA. Revista Science Știința este cea mai importantă în Statele Unite. Giving the picture right on the first page. Chiar pe prima pagină, pe copertă, este această fotografie. Giving the full report of this supernatural cloud. A dat un raport deplin asupra acest nor supranatural care a apărut deasupra muntelui Sunset din Arizona, 27 de kilometri deasupra pământului. Just giving the full report. Și au dat un raport deplin total. Oameni necredincioși. I don't tell you stories. Eu nu vă spun povești. Life magazine. Revista Life, viața. Life magazine is the most popular also worldwide. Este o revistă destul de cunoscută în toată lumea. You know many magazines. Cunoașteți multe reviste. Many weekly magazines. Multe reviste săptămânale. But Life magazine is one. Dar revista Life este una din ele. Una din cele mai importante reviste. Here they give the picture. Aici au dat această fotografie. And they give the description of the light. Și au descris lumina. Just the title is. Titlul este. A high cloud, a ring of mystery. Un nor, un cerc de nor supranatural. Unbelieving men, unbelieving men. Oameni necredincioși. Reporting the supernatural event. Au scris despre acest eveniment supranatural. You know, I'm a man of facts, not of stories. Știți, eu sunt un om al lucrurilor faptice, al realităților, nu al even have other documents, just newspapers. Am și alte documente, alte ziare. But I thought to show to you today. Dar am vrut să vă arăt astăzi. As I said before. Cum am spus înainte. It could be my last time. S-ar putea să fie ultima dată. I said to the Lord, when I'm 80, I'm going to finish. Am spus Domnului, când voi avea 80 de ani, voi termina. Moses started with 80, I wanted to finish with 80. Moise a început la 80 de ani, eu vreau să sfârșesc la 80 de ani. But now I'm past 80. Dar acum am trecut de 80. And I wish to be with you when the rapture comes. Și eu vreau să fiu cu voi când va fi răpirea. I don't wish to go alone. Eu nu vreau să merg singur. I wish to go with all of you together. Eu vreau să merg împreună cu voi toți. But God knows. Dar Dumnezeu știe. Even if I would go before. Chiar dacă voi pleca înainte. Then when the Lord comes, we all shall go together. Dar atunci când va veni Domnul, totuși vom How merge împreună. How many prepare for the return of Christ? Câți de aici se pregătesc pentru revenirea lui Hristos? How many believe the message of the hour? Câți cred mesajul acestui ceas? Hallelujah! Blessed be the name of the Lord. Binecuvântat să fie numele Domnului. God bless you. Dumnezeu să vă binecuvinteze. For your eyes see. Pentru că ochii voștri văd. God bless you. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Because your ears hear. Pentru că urechile voastre aud. God bless you. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Because your hearts believe. Pentru că inimile voastre cred. You have part in what God is doing now. Voi aveți parte de ceea ce face Dumnezeu acum. And as the Holy Scripture says. Și cum spune Sfânta Scriptură. In Revelation chapter 19 verse 7. În Apocalipsa 19:7. And his bride has made herself ready. Și mireasa lui s-a pregătit. Are you preparing? Vă pregătiți voi? Are you getting ready? Sunteți voi gata? Are you expecting the Lord to return? Așteptați pe Domnul să vină? Hallelujah! Hallelujah! Blessed be the name of the Lord. Binecuvântat să fie numele Domnului. I know this is the day the Lord has made. Eu știu că aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. And he will continue to speak with you. Și el va continua să vorbească cu voi. And give you clarity in every Bible teaching. Și vă va da claritate în fiecare învățătură biblică. And also give you the respect towards the word of God. Și vă va da respect față de cuvântul lui Dumnezeu. That no
teaching can be added to the word. Că nicio învățătură nu poate fi adăugată la cuvântul lui Dumnezeu. This is the complete testimony of Jesus Christ. Aceasta este mărturia completă a lui Iisus Hristos. And in the last four verses in Revelation 22. Și în ultimele versete din Apocalipsa 22. We read whosoever will add to the words of the prophecy of this book. Citim că oricine adaugă la cuvintele prorociei din această carte, lui vor fi adăugate plăgile. Don't add a single word. Nu adăugați niciun singur cuvânt. Don't add a single teaching. Nu adăugați nicio învățătură. All the teaching is here. Toată învățătura este aici. And as we said before, și cum am spus mai înainte, if it's not in the Bible, dacă nu este în Biblie, it's not biblical. Nu este biblic. So please stay in the word of God. De aceea vă rog, rămâneți în cuvântul lui Dumnezeu. Only if you stay in the word of God. Doar dacă rămâneți în cuvântul lui Dumnezeu. You are in the will of God. Sunteți în voia lui Dumnezeu. You cannot be in the will of God outside the word of God. Nu puteți fi în voia lui Dumnezeu și să fiți în afara cuvântului lui Dumnezeu. John 17:17. Ioan 17:17. Sanctify them in the truth. Thy word is the truth. Sfințește-i în cuvântul tău. Cuvântul tău e adevărul. There can be no sanctification in error. Nu este nicio sfințire într-o eroare. God has nothing to do with interpretation. Dumnezeu n-are nimic a face cu interpretările. Nothing to do with all the thunder interpretations. N-are nicio legătură cu interpretările despre tunete. Nothing, nothing. Nimic, nimic. God is only in his word. Dumnezeu este doar în cuvântul lui. And if you are in his word, și dacă tu ești în cuvântul lui, you are in the will of God. Ești în voia lui Dumnezeu. And according to Hebrews chapter 10, și conform Evrei 10, verse 14, versetul 14, you are sanctified in the will of God. Ești sfințit în voia lui Dumnezeu. According to the word of God. Conform cuvântului lui Dumnezeu. So the Lord willing, I shall see you again. Cu voia lui Dumnezeu vă voi vedea din nou. I ask once more. Eu am cerut încă o dată. How many prepare for the return of Christ? Vă cer încă o dată cât se pregătesc pentru revenirea lui Hristos. Let us stand. Haideți să ne ridicăm pentru rugăciune. How many wish to be remembered in prayer? Câți vor să fie amintiți în rugăciune? If you still have somewhere a little problem with the message of the hour? Dacă aveți vreo problemă cu într-un singur punct cu mesajul acestui ceas? With the promised word of God for this day? Cu cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu pentru această zi? With the ministry the Lord has given in our time? Cu slujba pe care Dumnezeu a dat-o în timpul nostru? This is the time the Lord will grant you understanding. Acesta este timpul când Dumnezeu vă va acorda înțelegere. But from your heart you need to believe. Dar voi trebuie să credeți din toată inima voastră. You must know there is the promise. Voi trebuie să știți că acolo este făgăduința. In the Old Testament. În Vechiul Testament. There in the New Testament our Lord confirmed the promise. Și că Domnul nostru a confirmat acea făgăduință în Noul Testament. That before the return of Christ. Că înaintea revenirii lui Hristos. The ministry would take place. Va avea loc o slujbă. To restore all things. Care să reașeze din nou toate lucrurile. Back to the original foundation. Înapoi la temeliile originale. Back to the teachings of the apostles. Înapoi la învățăturile apostolilor. Back to the word. Înapoi la cuvânt. Back to Jesus Christ. Înapoi la Iisus Hristos. Free from all error. Eliberați de orice eroare. There is no lie in the truth. Nu e nicio minciună, nu vine din adevăr. And the word of God is the truth. Și cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Sanctified in the truth. Fiți sfințiți în adevăr. Be dedicated to the Lord. Fiți dedicați Domnului. Receive divine revelation. Primiți descoperire divină. Divine understanding. Înțelegere divină. This is your day. Acesta este ziua voastră. Your moment. Este momentul vostru. Receive it. Primiți-o. Believe it. Credeți-o. And it's yours. E a voastră. We also bring all the prayers to you, Lord. Doamne, aducem și aceste toate cereri de rugăciune. All the prayer requests. Toate cererile de rugăciune. Which are brought here. Care sunt aduse aici. Lord, you know every home. Doamne, tu știi fiecare casă. You know every individual. Tu știi fiecare persoană individuală. I pray in the name of Jesus Christ. Mă rog în numele lui Iisus Hristos. Visit every family. Cercetează fiecare familie. May every family feel the presence of God. Fiecare familie să simtă prezența lui Dumnezeu. You are the same yesterday, today.
and tu ești același ieri, azi și în veci. Confirm your word. Confirmă-ți cuvântul tău. Save the lost. Mântuiește pe cei pierduți. Deliver those who are bound. Eliberează-i pe cei legați. The Spirit of God is upon us. Duhul lui Dumnezeu este to peste noi. Proclaim deliverance. Ca să proclame eliberarea. To proclaim salvation. Ca să proclame mântuirea. To proclaim healing. Ca să proclame vindecarea. To proclaim the restoration. Ca să proclame restituirea. Primiți-o. Believe it. Credeți-o. Have part in it. Și aveți parte de ea. In the precious name of Jesus Christ. În numele scump al lui Iisus Hristos, Domnul nostru. And everyone says amen. Și toți să spună amin. Amen. Amin. Hallelujah. 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 Oh, God bless you. Dumnezeu să vă binecuvinteze. The presence of the Lord is in this place. Prezența lui Dumnezeu este în acest loc. And you will take from this service with you. Și o veți lua din acest serviciu cu voi. Every promise God made in His word. Veți lua fiecare făgăduință pe care Dumnezeu a făcut-o în cuvântul Lui. Voi sunteți convinși în inima voastră că momentul când ați crezut făgăduința lui Dumnezeu, El este răspunzător ca să împlinească ceea ce a făgăduit. Voi credeți? Și El împlinește ceea ce a făgăduit. I'm grateful for this day. Eu sunt recunoscător pentru această zi. And may God bless all ministering brethren. Dumnezeu să binecuvinteze pe toți frații slujitori. And may all brothers from local churches. Toți frații din bisericile locale. Take care of the local churches. Aveți grijă de bisericile locale. Don't involve in any other city or place. Nu vă implicați în alte locuri și în alte biserici. Just be where you are in the local church. Rămâneți și în bisericile voastre locale. There are actually only as many problems as we make ourselves. Sunt atâtea multe probleme pe care noi le facem. But I wish that all ministering brethren. Dar eu doresc ca toți frații slujitori will not create problems. Să nu creeze probleme. But they will be used of God. Ci să fie folosiți de Dumnezeu. In the different cities in this country. În diferite orașe din această țară. To serve God's people with the word of God. Să slujească poporul lui Dumnezeu cu cuvântul lui Dumnezeu. Keep the unity in the faith. Păstrați unitatea credinței. Respect one another. Respectați-vă unii pe alții. And pray for one another. Rugați-vă unii pentru alții. And love one another. Și iubiți-vă unii pe alții. With the same love you love Christ. Cu aceeași iubire cu care îl iubiți pe Hristos. Love your brother, love your sister. Iubește pe fratele tău, iubește pe sora ta. With the same godly love. Cu aceeași iubire divină. That you love Christ the Savior. Cu care îl iubești pe Hristos Mântuitorul. And according to Romans chapter 5. Și conform Roman 5. The love of God is poured into our hearts. Dragostea lui Dumnezeu este turnată în inimile noastre. By the Holy Spirit. Prin Duhul Sfânt. May the Holy Spirit come upon all of you. Fie ca Duhul Sfânt să vină peste fiecare din noi. May the word be a living word. Fie ca cuvântul să fie un cuvânt viu. And may you be blessed with all the blessings of Almighty God. Și să fiți binecuvântați cu toate binecuvântările Dumnezeului cel Atotputernic. God bless especially brother Dan and our brother John and our brothers who ever minister. Domnul să binecuvinteze pe frații slujitori. Yes. And bless each and every one. Și să binecuvinteze pe fiecare. How many are grateful to the Lord for having come here today. Câți de aici sunt mulțumitori că au venit azi aici? Has the Lord spoken? Has the Lord spoken? Va vorbi Domnul? Amin. Amin. And the word will not return void to him. Cuvântul nu se va întoarce gol la el. You will be brought with him. Brings you with him. El îl va aduce înapoi cu împreună cu voi. Pray for me. Rugați-vă pentru mine. So we'll reach the last ones in the countries on earth. Ca să ajungem pe ultimii în țările lumii. And whenever the moment comes and the time is full. Și atunci când timpul se va încheia. Then the trumpet will sound. Atunci trâmbița va suna. And the dead in Christ will rise. Și morții în Hristos vor învia. And we who live in Christ. Și noi cei care trăim cu Hristos vom fi transformați. And together we shall be taken up. Și împreună vom fi ridicați la cer. It will be a reality. Va fi o realitate. Everything with Jesus Christ was a reality. Tot ce a fost cu Iisus Hristos a fost o realitate. Everything with the church is a reality.
Tot ce este în legătură cu biserica este o realitate. The birth of the Savior was a reality. Nașterea Mântuitorului a fost o realitate. His ministry was a reality. Slujba lui a fost o realitate. His death was a reality. Moartea lui a fost o realitate. His resurrection was a reality. Învierea lui a fost o realitate. His ascension was a reality. Înălțarea lui la cer a fost o realitate. His return will be a reality. Revenirea lui va fi o realitate. And we shall meet him in the air. Și noi îl vom întâlni în văzduh. And then we shall be with him forever. Și apoi vom fi cu el pentru veșnicie. You believe it? O credeți? Amen. Amin. Amin. Thank you, beloved brother, for the good translation. God bless you. Mulțumim, Domnul să vă binecuvinteze. Yes. Thank you. You may be seated. Puteți să vă așezați. Yes. Yes. Mulțumim fraților care au venit și care au putut să vină. Poate până se încheie, până când toți părăsesc, poate putem cânta o cântare împreună. Vino să cânti o cântare. Cântare 171, Mărețul Har m-a mântuit. Mărețul har m-a mântuit pe mine din păcat, pierdut eram, el m-a găsit de moarte. Pierdut eram, el m-a găsit de moarte, m-a scăpat. Mărețul har m-a învățat.
brothers and sisters, iubiți frați și surori, from this special meeting, din această întâlnire deosebită, I would like for all from the balcony to come down. Aș vrea ca toți care sunt pe sus la balcon să vină jos. I need a photo with the whole congregation. Vreau o poză, o fotografie cu toată adunarea. Just come very close together. Să veniți împreună cât mai compact. Yes. This is a special day. Aceasta este o zi deosebită. And we have a magazine in Germany. Și avem o revistă în Germania. That is being read by Angela Merkel and by many of the care e citită și de Angela Merkel și de toți marii din Germania. Yes, from in the government in și Berlin din, and și din guvern și de peste tot. Cristi, dacă poți să mergi sus sau în colț undeva. And the gentleman asked me to show the meeting from Romania. Și acel bărbații de acolo mi-au de la revistă mi-au zis să-i arăt fotografii din România. Veni. Strângeți-vă. Yes. They're still coming. What chorus can we sing? Ce putem cânta? Who has a chorus? Un cor, îl iubesc. Hai, nu mai să crezi. Amen. Eu nu dau tonul că nu mă poate urmări nimeni. Yes, brother, come sing with us. One verse. Yes. I love him. Yeah.
frați și surori. I've seen the rapture. Eu am văzut răpirea. I've seen the changed bodies. Am văzut trupurile schimbate. When the Lord returns. Când Domnul se întoarce. We shall all be young again. Noi toți vom fi tineri din nou. No trace of sickness. Nici o urmă de boală. No trace of old age. Nici o urmă de bătrânețe. There will be no blind, no crippled. Nu vor mai fi orbi, șchiopi, nu. I would love to shake everybody's hand. Aș vrea să strâng mâna tuturor. Amen. Amin. Aleluia. I'm one of you. Eu sunt unul dintre voi. Yeah. I always knew you and always will know. Eu întotdeauna v-am știut și întotdeauna v-am iubit. But everybody shakes hands with everybody. Dar fiecare să dea mâna cu fiecare. And just say, I love you. Și să spună te iubesc. Și Dumnezeu să te binecuvinteze. Pray for me and God bless you. Rugați-vă pe mine, Dumnezeu Lord să vă binecuvinteze. God, I pray in the name of Doamne Jesus Dumnezeule, mă rog în numele lui Iisus Hristos. May your special blessings. Fie ca binecuvântările tale deosebite. Every family, să fie peste fiecare familie. Every individual, pentru fiecare persoană. Every local church, pentru fiecare biserică locală. Bless your people. Binecuvintează poporul. Binecuvintează această țară. Și fi cu fiecare. In the name of Jesus Christ. În numele lui Iisus Hristos. Aleluia. Aleluia. Amen. 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 See you again. God bless. Să vă voi revedea. If you wish to shake my hand, I'm here. Dacă vreți să dați mâna, sunt aici. Amen. But then you have to go this way. Wait. You have to come this way. Bă, nu strângeți tare, băi, vă rog, nu strângeți tare. Vă rog foarte mult, dacă dați mâna cu rădăla, nu strângeți tare. Cu milă, cu milă. God bless you.